Putem să începem? Toți sunt gata? Da? Putem începe, da? Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media. Bună dimineața, dragi cetățeni. În luna septembrie am prezentat planul reconstrucției infrastructurii Moldovei 5+. Este un plan ambițios care își propune să reconstruiască drumuri, cale ferată, grădinițe, școli, apeducte, terenuri de joacă, parcuri și multe altele. Tot ce este în acest plan ține de construcții. De construcții sunt legate și locurile de muncă, investițiile în afaceri, depozite, spații de birouri sau zone industriale. Mai mult, tot de construcții ține și modul în care noi ne trăim viața, fie că avem o casă pe pământ sau un apartament într-o clădire multietajată. Indiferent de tipul locuinței, toți ne dorim să avem acces comod și fără ambuteiaje, spații de joacă pentru copiii noștri, zonă verde în jurul locuinței, grădiniță, școală și magazine în preajmă. De ce vă zic toate acestea? E simplu. Dacă nu ne îngrijim de modul în care construim, atunci tot ce am spus mai sus poate să se transforme într-o mare aglomerație care creează ore de ambuteiaje, ambulanțe care nu ajung la timp, lipsă de spații verzi și terenuri de joacă, locuri puține în grădinițe și școli. Încă din 2021 am spus că trebuie să construim cu respect. Cu respect față de oameni, față de natură, față de viitorul orașelor și satelor noastre. Mâine mai facem un pas. Mâine voi merge în Parlament să prezint codul urbanismului și a construcțiilor. Este un document complex la care a lucrat echipa Ministerului împreună cu Parlamentul. Vreau să vedeți cu toții că vorbim de un document foarte mare, foarte serios, care reglementează activitatea în acest domeniu. Vreau să mulțumesc domnului deputat Vasile Grădinaru și domnului deputat Boris Marcoci pentru efortul care a fost făcut în Parlament. De asemenea, să mulțumesc domnului secretar de stat Veceslav Șipitca și întregii echipe de la Minister pentru efort. În mod special, doamnei Mariana Efros. În continuare, voi anunța principalele 10 prevederi, dar și noutăți din acest document. 1. Ajutăm oamenii să își înregistreze locuințele. Vorbim de zeci și probabil sute de mii de oameni. Astfel, clădirile cu un nivel din localitățile rurale și în tovărășirile pumnicole vor putea fi în sfârșit înregistrate cu singura condiție ca proprietarul să declare pe propria răspundere că aceasta respectă toate normele de siguranță. 2. Vom simplifica procedura de elaborare a documentației de urbanism în cazul în care localitățile au o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Astfel, de această reglementare vor beneficia 679 de localități, estimativ 1,5 milioane de locuitori. 3. Vom anula conceptul de autorizare tacită a construcțiilor, în temeiul căruia au fost comise un șir de încălcări în domeniu. 4. Certificatul de urbanism pentru proiectare va avea caracter facultativ în cazul în care documentația de urbanism și amenajare a teritoriului nu va depăși 10 ani. În localitățile în care documentația de urbanism este actualizată, persoanele fizice, cât și cele juridice, nu vor fi obligate să obțină și certificatul de urbanism. Vreau să reamintesc că prin Programul Național Satul European finanțăm proiectele de elaborare a planurilor urbanistice generale. Îndemn toate localitățile, primarii, să aplice și să-și aducă în ordine documentele de urbanism. 5. Certificatul de urbanism și autorizația de construcție, desființare pentru obiectele declarate de utilitate publică de interes național
vor fi eliberate de către instituția din subordinea organului central de specialitate, care va avea rolul de implementare a politicilor în domeniul urbanismului și construcțiilor. Astfel vom construi mai repede drumuri și proiecte mari de infrastructură. 6. Stabilirea prevederilor clare referitor la statutul, obligațiile și responsabilitățile specialiștilor în domeniu. Ne conformăm standardelor europene, după modelul din România. 7. Va fi creat pentru prima dată în Republica Moldova registrul de stat al companiilor din domeniul urbanismului și construcțiilor, ținut de către Inspectoratul Național pentru Supravegherea Tehnică. 8. Totodată, în scopul facilitării activității în domeniu, a fost extinsă lista lucrărilor de construcție care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare și fără autorizare de construcție, cum ar fi lucrările inginerești. 9. Pentru prima dată, avem un capitol întreg care este dedicat intervenției statului și administrației publice locale referitoare la măsurile de reducere a riscului seismic la construcțiile existente, cât și referitor la reabilitarea și modernizarea clădirilor. Și 10. În final, codul prevede reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și a instalațiilor aferente, care este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programele naționale armonizate cu prevederile cerințelor europene referitoare la eficiența energetică, protecția mediului și dezvoltare durabilă. Am un mesaj pentru specialiștii din domeniul construcțiilor și urbanismului. Codul aduce mai multă claritate. Astfel, toată legislația din domeniu se va regăsi în acest document. Noul cod cuprinde prevederile din următoarele legi și regulamente. Legea 721 privind calitatea în construcții, legea 835 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, legea 163 privind autorizarea executărilor lucrărilor în deconstrucții, hotărârea de guvern 285 cu privire la aprobarea regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, hotărârea de guvern 360 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, hotărârea de guvern 361 cu privire la asigurarea calității în construcții. Din punct de vedere structural, codul este divizat în două cărți. Cartea 1. Dezvoltarea teritoriilor și al localităților, care conține reglementări aferente domeniului amenajării teritoriului și urbanismului și care are ca obiectiv trasarea direcțiilor clare pentru dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunilor, raioanelor, orașelor și satelor cu respectarea specificului acestora și protecția peisajului. Și cartea 2, construcții, care reglementează întreg procesul de executare a lucrărilor de construcție, începând cu etapa de proiectare, execuție, recepție, control, utilizare și post-utilizare a construcțiilor și descrie clar cine și de ce este responsabil. După aprobarea proiectului codului, guvernul va elabora și promova un șir de acte normative secundare, necesare pentru punerea în aplicare a acesteia, aproximativ 10 hotărâri de guvern, printre care regulamentul privind elaborarea certificatului de urbanism informativ și certificatului de urbanism pentru proiectare în cazul lipsei documentației de urbanism pentru localitățile rurale cu o populație ce nu depășește 3.000 de locuitori. Regulamentul privind metodologia de calcul a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construcție. Regulamentul privind măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile existente. Și încă 7 regulamente. În final, codul urbanismului și al construcțiilor va promova transparența și integritatea în procesul de construcție, reducând astfel riscul corupției și sporind încrederea publică în autoritățile locale și guvernamentale. Va contribui la crearea comunităților bine planificate și bine amenajate
și nu în ultimul rând va crea un mediu favorabil pentru investitori și condiții mai bune și mai sigure de viață pentru cetățenii țării noastre. Acum am să ofer cuvântul colegului meu, deputatul Vasile Grădinaru, care va vorbi despre cum noul cod va preveni apariția construcțiilor ilegale. Domnul Grădinaru, vă rog. Vă mulțumesc, domn ministru. Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanții ai mass media. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru această colaborare, pentru că probabil cunoașteți la codul urbanismului se lucrează în 2012 și întotdeauna a existat un ping-pong între guvern și parlament și acest document s-a aflat mai mult pe culoare decât în lucru propriu-zis. Noi am venit cu o abordare nouă, am zis să facem o echipă comună din reprezentanții Parlamentului și ai Guvernului și am făcut această echipă comună. De la Parlament m-am implicat eu și domnul Marcoci și respectiv echipa guvernamentală și am reușit să venim cu acest document masiv. Acum, domnul ministru s-a referit în special la principalele prevederi ale codului, de asemenea, dumnealui a vorbit despre problemele, multitudinea de probleme care vor fi rezolvate prin intrarea în vigoare a acestui cod. Eu mă voi referi în ceea ce urmează la prevenirea unui alt flagel foarte dăunător din societatea noastră și anume apariția construcțiilor neautorizate. Astăzi cunoașteți foarte bine, avem foarte multe construcții neautorizate, în special în ceea ce ține de localitățile urbane și de aceea suntem obligați pur și simplu să prevenim pentru viitor apariția asemenea experiențe. Pentru acest lucru ne-am concentrat pe trei dimensiuni. În primul rând vorbim despre asigurarea unui cadru normativ necesar eliberării actelor permisive. Astăzi, ținând cont că între 70% și 80% din populații din localitățile Republicii Moldova nu dispun de documentații de urbanism aprobată sau este foarte învechită din anii 70-80, respectiv primarii sunt în situația în care un cetățean, persoană fizică sau persoană juridică se adresează pentru eliberarea actelor permisive, este într-una din două soluții. Fie refuză să elibereze aceste acte permisive, ceea ce este perfect legal, fie și asumă să elibereze cu încălcări, deoarece legislația interzice să emită în situația în care nu există documentație de urbanism. Și atunci noi am venit în programul Satului European să finanțăm documentații de urbanism și încurajăm toți primarii și consiliile locale să opteze pentru asemenea proiecte, să vină cu asemenea proiecte și noi să le susținem. Însă, din păcate, problema financiară nu este unica care împiedică elaborarea documentației de urbanism, mai sunt alte două probleme mari cu care ne confruntăm în Republica Moldova. Este vorba despre timp și specialiști insuficiență. Deci avem un număr mic de specialiști care pot lucra la elaborarea documentației de urbanism, motiv din care nu putem aproba foarte multe planuri urbanistice generale anual. Vom lucra și la acest aspect pentru ca să încercăm să producem cât mai multe planuri urbanistice generale, astfel încât localitățile să nu se dezvolte haotic, dar să aibă o claritate. Dar până ajungem să îndeplinim acest lucru, ne punem întrebarea cum rezolvăm această problemă, în special în localitățile rurale. Pentru aceasta, după adoptarea codului, vom aproba o hotărâre de guvern care va prevedea normele generale de urbanism. Pentru că, spuneam, până elaborăm documentația de urbanism, suntem într-un vacuum legislativ în care, vă spuneam, primarii, pe de o parte, nu pot elibera, pe de altă parte, localitățile trebuie să se dezvolte și ele nu pot să se dezvolte fără documentație de urbanism. Respectiv, vom crea aceste norme, acest cadru general, în baza cărora acești primari vor putea elibera acte permisive pentru persoanele fizice și juridice care vor să se dezvolte. În al doilea rând, vom închide toate portițele existente prin care se eluda respectarea legii. Aici, domnul ministru s-a referit referitor la autorizarea tacită, o schemă prin care foarte multe blocuri s-au fost date în exploatare sau au fost construite. Și aici vorbim, pot să vă aduc cele mai clasice exemple, știți deja renumitul bloc de pe Coca 7 sau de la Burebista 22, care s-a ridicat fără niciun act permisiv și astăzi acolo locuiesc oameni fără să gândească la calitatea în construcții, la siguranța vieții și sănătății lor și așa mai departe. Acest concept va fi anulat, această portiță va fi închisă. 2. Elaborarea documentației de urbanism pentru suprafețe restrânse. Aici vorbim despre fel de fel de puzuri, puzulețe, puzușoare, mai nu știu de care, se elaborează în special în Consiliul Municipal Chișinău, unde pe 30 de ani se înghesuie anumite construcții fără a avea în vedere toată infrastructura suplimentară. Știți, probabil în toată lumea și la vecinii noștri inclusiv, este folosit pe larg termenul de UTR,
care înseamnă unitate teritorială de referință. Acest concept îl introducem și noi în codul urbanismului și acest lucru înseamnă că la elaborarea documentației de urbanism trebuie să țină cont nu doar de cei 30 de ani care îi ai pentru construcții, dar trebuie să ții cont și de căi de acces, și de instituții medicale, și de instituții de învățământ, și de poliții, și de pompieri, și de toate aceste aspecte, astfel încât cetățenii să fie asigurați cu toate serviciile sociale pe care trebuie să le asigurăm. Dar cât n-ar fi codul de bun, cât n-ar fi toate legile de bun, ele nu vor funcționa de sine stătător pentru toți cetățenii, pentru că întotdeauna există cineva care vrea să încalce, care nu vrea să respecte și respectiv în această situație suntem nevoiți să aplicăm la forța de constrângere. În Republica Moldova aceasta este exercitată în temeiul codului contravențional pentru încălcările mai mici, în temeiul codului penal pentru încălcările mai mari și respectiv vrem să vă spunem că și aici am lucrat deja, o parte din prevederi au fost modificate, o parte sunt în proces. Aici vorbim mai întâi și întâi de codul contravențional și aici vorbim în special de articolul 177 din codul contravențional care sancționează pe de o parte construcțiile ilegale, iar pe de altă parte obligă administrația publică locală să imită autorizații de construire în situația în care sunt toate actele perfecte. Pentru că noi știm și așa un fenomen în care autoritățile locale refuză să neîntemeiat să imită autorizații de construcții, chiar dacă toate actele sunt în regulă pentru a obține anumite foloase personale. Al doilea lucru este cel mai grav și anume, vă spuneam, blocurile multietajate cu 5 nivele plus și preponderent în Chișinău. Aici aceste încălcări sunt mult mai grave și acestea sunt de responsabilitate penală, credem noi. Astfel, eu împreună cu deputatul Lean Carp și deputatul Marcuci am inițiat un proiect în ceea ce ține modificarea articolului 257 din cod penal, astfel încât să fie sancționat penal mult mai dur construcția de asemenea blocuri fără acte permisive. Și aici vorbim sancționarea penală a întregului ciclu apariției construcției neautorizate, începând cu elaborarea proiectului, avizarea acestuia sau expertizarea, autorizarea, executarea lucrărilor și respectiv recepția acestora. Este timpul ca să spunem stop acestor construcții ilegale și sperăm că de acum încolo aceste lucruri nu se vor mai repeta în istoria noastră. Acestea sunt principalele lucruri la care am vrut să mă refer referitor la prevenția apariției construcțiilor autorizate și dacă sunt întrebări atât la acest aspect cât și la cele care au fost spuse anterior, domn ministru, vă rog frumos puteți să ne adresați întrebări și o să vă răspundem cu drag. Mulțumesc. Da, domnul grădinaru, mulțumesc încă o dată pentru tot efortul făcut în Parlament, împreună cu colegii de la Minister. Eu am să închei prin a vă da un exemplu simplu pe care o bună parte din locuitorii orașului Chișinău îl trăim zilnic. Ambuteiajele, în care trebuie să stăm uneori ore în șir pentru a ajunge dintr-un sector în altul. Păi ca să fie clar, dacă pe un traseu pe care trebuie să fie construit o clădire cu 5 etaje, să construiesc 10 clădiri cu 5 etaje și dimineața toate aceste mașini trebuie să iasă să meargă la birou, evident că vom sta în ambuteiaje foarte mult. Și tocmai din acest motiv este nevoie de acest cod. Sau dacă construim 10 clădiri cu 5 etaje sau și mai înalte pe un teritoriu care nu permite acest lucru și nu avem locuri la grădiniță sau la școală sau nu avem un parc alături, să știți că asta s-a întâmplat datorită faptului că primăria a eliberat acte permisive cu încălcare a planului urbanistic general sau a unui plan urbanistic zonal. Acest cod vine să rezolve astfel de situații. Mâine vom merge în Parlament, vom aproba în prima lectură. Între prima și a doua lectură, colegii din Parlament, împreună cu echipa de la Minister, dar și cu cei interesați, vor lucra suplimentar pentru a mai aduce îmbunătățirea acestui cod prin amendamente și noi sperăm ca cel târziu până la finalul lunii noiembrie să-l avem aprobat în a doua lectură, iar începând cu anul viitor, noi la Minister vom aproba toate regulamentele necesare pentru buna aplicare a codului. Vă mulțumesc foarte mult și dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, vă doresc o zi bună în continuare. Mulțumesc.